Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în direct cu Oleg Adrian Vlad în grupul Microfonul Liber, cu proiectul Microfonul Liber, care a fost lansat acum 20 de ani de Asociația Hyde Park în grădina publică Ștefan cel Mare de la Chișinău, după ce a fost închisă emisiunea Hyde Park de la radio Antena C, un post de radio public. Tot atunci am fondat și Asociația Hyde Park ca să ne organizăm și acest proiect, Microfonul Liber, era al Asociației Hyde Park. Și eu și Oleg suntem membri în Asociația Hyde Park, chiar dacă acum e neformală, e pe internet, eu sunt la București, el e la Berlin, mulți dintre ai noștri sunt plecați prin lumea largă, dar ideile bune dăinuiesc și vrem să le păstrăm, pentru că libertatea de exprimare, diversitatea de opinii e necesară în democrație. Am vrea să discutăm azi, împreună cu voi, despre Oleg, care e tema discuției noastre, și voi să participați. Despre viața de după moarte, nu? Sau cum era, Oleg? Sau nu mă mai auzi? Da, eu te aud Păi foarte hai, bine, dar... cuvântează! Ți-am ridicat mingea la fileu și așteptam să spui care e tema propusă de tine, că nu e obligatorie, nu? Da, tema este viața după moarte. A fost creată de mine tema asta din motivul că tamanca nu de mult s-a adresat un prieten de-al meu cu aflat că are cancerul și m-a întrebat oare este viața după moarte, că deamă sunt teme de moarte. Și eu am zis clar lucru că este. El a început să caute pe la YouTube, pe la internet, să asculte cum oamenii au murit, ce au văzut, care minuni au văzut, care Domnul i-a arătat și a fost foarte mirat de asta. Și Oleg, brega nostru, mă întreabă astăzi pentru ce anume tema asta trebuie să știe și de ce numai el ne-a venit în cap. Și eu că acum lămuresc, pentru că Oleșca, vrei, nu vrei, când vine greutate, când vine moarte, lumea înțelege că trebuie undeva să știe unde se duce, să înțeleagă care e sensul vieții lor și ei încep a căuta viață după moarte. Clar lucru că în discuția noastră este discuția liberă și cine dorește poate să participe în ea și să spui părerile oricare, ori ateistice, părerile ori creștine. Pentru noi este ale toate părerile, adică din noi primite și ascultate, adică și fiecare își face a lui. Unii așteaptă moartea ca o ușurare, atât de grea le este viața, dar tu zici că vor să mai trăiască după moarte, dacă să trăiască tot așa în chin, cu suferință fizică, psihică, de care vrei, sărăcie, război, violență, robie, nu cred că își mai dorește cineva să trăiască și după asta tot așa, după ce moare. Eu mă gândesc, adică eu chiar am vrut să te întreb tine, Rafael au vrut tot să asiste, dar au avut nevoie de dus familia la avion și nu au putut să asiste astăzi, dar Nu eu știu chiar am cine e vrut să te întreb, tu Rafael, dar crezi? sper că... Nu știu cine e Oricum. Rafael, că el, că ea, nu am văzut vorbit niciodată, dar oricine e binevenit, Este oaspetul binevenită, meu dacă vrea care a cineva să invitat participe, pe astăzi. dacă vrea cineva să participe, urmați linkul de lângă acest video, deasupra sau de sub, cum îl vedeți voi pe Facebook, pe telefon sau pe computer, urmați acel link, nu trebuie neapărat să instalați Viber-ul, puteți participa ca oaspete. Hai, Oleg, cuvântează că tu te pricepi. Eu am vrut să spun la oameni că cu adevărat viața după moarte este. Și așa cum scrie oarecare Biblia, de ce spun oarecare, că la fiecare credință este aia credință și aia carte care se numește Cartea Sfântă, la cineva Coran, la cineva în Biblie, la cineva mantra, la altcineva altceva. Adică foarte multe religii, așa cum Oleg spune, sunt și fiecare oricum își tractează că este viață după moarte. Numai ateiști spun că nu există această viață din motivul că, ia ca chiar neinteresant, Oleg, după ideea ta, precum ești ateu,
Care e etapa rele? Unde te duci când mori? Nu te duci nicăieri, te descompui în elementele chimice din care ai fost compus. Te mănâncă viermii, te mănâncă bacteriile, virusii și rămâi ceea ce ai fost, praf de stele. Și tu ești de acord cu așa soluție care Păi asta nu e o îți face? soluție, asta e un fapt pe care putem să-l constatăm. De acord, nu de acord, n-avem de ales, cam asta e soarta noastră. Clar lucru că de zis pentru voi oameni că este Dumnezeu, sunt îngerii Domnului care ați vă primească când ați murit și ați vă ducă la rai sau la iad dacă voi ați meritat și unde ați meritat, asta voi tot știți. Dar eu aș Astea vrea sunt să povești pe care vorbesc. le credeți voi, credincioși. Noi nu credem nici în rai, nici în iad, nici în Dumnezeu, Ia. nici în Satan. Taman că despre asta am vrut să vorbesc, că anume învățați oameni care știind toată viața lor cartea și nu credeau niciodată în Dumnezeu, au avut cazuri să aibă moarte clinică prin care au fost transportați la cine la lumea cea unde se chinuie oamenii în foc, dar cineva a fost transportat la în ospiție în cer, în rai. Și care e Multe, motivul lui? multe halucinații se întâmplă când îți revii din moarte clinică. Eu am avut o singură dată operație cu anestezie totală și am avut tot felul de halucinații. Cam așa pățesc și oamenii care leșină, ajung în moarte clinică. Da, pot să visez că ajungi fluture, pot să visez că ajungi în rad, în iad, mai ales dacă ți s-a vorbit despre asta foarte mult timp. Nu știu de ce. Nu visează nimeni că ajunge în rai sau în iad dacă e de altă credință, dacă e născut în Tibet, dacă e născut în, să zicem, eschimos și n-a auzit niciodată de Iisus Hristos sau de povești din astea, nu visează rai. Visează numai cei care sunt credincioși, cei care au auzit despre asta la școală, în grădiniță, la televizor, părinții le-au vorbit despre asta. Nu-ți pare coincidență evidentă? Aiești învățați care au fost în moarte clinică, au zis prima ce au observat după ceea ce au văzut singuri pe dânsi, fiind deja din sus, uitau singuri pe trupul lor care ședea în pat. Și după ceea ce au văzut și s-au plimbat ei prin rai, prin iad, acolo unde puteau să fie, ei au hotărât, după ce au venit înapoi, au revenit în viață, au hotărât să învațe să aibă întreagă naucă, cum învățătură Știință, da. de primoarte. Au făcut niște experiențe prin care au dobândit totuși că, în primul rând, ei au cântărit câte grame are Duhul nostru. El are numai 5 grame, adică care șede în Astea noi. sunt pseudoștiințe, Oleg. Nimeni n-a cântărit niciodată Duhul nostru. Nimeni n-a putut să localizeze spiritul omului. Spiritul e ca o scânteie, e ca un fel de luminare. Nu poți Aveți să-l cântărești. învățat Sunt de povești cu zmei, ceea ce se spune că învățatul. Dați-ne un nume de învățat care a făcut experiență atestată științific că s-a cântărit care sufletul 5 grame. Nu există așa ceva. Niciun om de știință serios nu o să spună așa ceva. Oleg, da, e că de pildă învățați este au întreagă naucă, dacă tu știi că tu te pricepi o leacă în asta și te-ai uitat măcar o dată în internet, este chiar cărți datorite la Cărți, moarte. canale pe YouTube, chiar canale TV sunt cu tot felul de conspirații, cu povești, cu minciuni. Există și televiziuni din astea bisericești. O grămadă. Și îți spun tot felul de povești cu Fecioara Maria, cu toți provenim de la Adam și Eva și Eva a făcut trei băieți și după aceea, cum nu știu, s-au înmulțit, dar au ajuns și la Noe și cu familia lui. Povești cu zmei. Dar asta nu e Nu, știință. eu Chiar vreau dacă să știu teologia se numește logie, nu e știință. Știință e altceva. Se face cu observație și cu experimente. Cântărirea sufletului nu s-a făcut. Nu există așa ceva. Ok, dar Eva au avut surori, fiici, ce frați se însurau pe fiici. Atunci nu era
era foarte mult rude pe rude sănsurau și așa s-a făcut Deci lumea. era cu incest, am înțeles. Da, Bine, incest. bine. Fii Da, sănătoși. Multe am văzut că incest a fost și în a fost. cazul lui Lot, care a fugit din Sodoma cu nevastă sa și cu fiicele, și nevasta s-a uitat în urmă și a făcut o stană de sare, nu știu de ce, mare păcat că te uiți în urmă. Și fiicele l-au îmbătat pe tata ca să culce cu el, ca să rămână gravide. Foarte frumos ne învață Biblia. Sper că predați asta și copiilor. Eu vreau să vă zic că cu adevărat este duhurile rele și sunt îngerii Domnului. Asta e Și părerea ta. noi trebuie să credem că viața care aici este, da, eu sunt de acord cu Oleg că ar fi bine așa cum zice el, că noi să nu avem mai departe nicio viață și să nu răspundem pentru nimic, dar imposibil așa ceva să știi din motivul că eu nu sunt de acord. Cum? Eu așa sunt de bun, așa iubesc singur pe mine și la urmă să mă mănâncă un jernie, Oleg. Nu Cum în adică? germi, câteva mii de vermi o să te mănânce și milioane de bacterii. Și acum avem în noi vreo 2 kg de virus, bacterii și microorganisme, ciuperci, tot ce vrei avem. Și eu nu sunt de acord cu așa moarte, de pildă. Eu sunt de acord Poți că să mă nu duc fii de undeva. acord și atunci lasă testament să fie incinerat. Și atunci o să te mănânce plasma, foc o să te mănânce, o să moară și bacteriile și virusul și o să rămână din tine doar carbon. Cărbune o să rămână din tine. Oleg, dar e ca Praf de dacă, stele. dar dacă tu erai singur să vieți pe Îngerul Domnului sau pe Dracul, ce erai să faci Avea atunci? să zic că astea sunt halucinații, am mâncat ciuperci greșite sau ceva stricat. Bine, dar dacă Îngerul și ala erai să te ieși, să zici, hai, haidem să le traiu, și pe urmă Dracul erai să te ieși, haidem să le iadul, ce erai să spui atunci? Multe tâmpenii am mai visat și după aceea mă trezeam și ziceam, băi, nu trebuie să mănânc târziu înainte de culcare, trebuie să nu mai mănânc fasole, ciuperci din astea și gata. Ea Și ca nu n-am de mai avut mult am astfel de vorbit cu un coșmaruri. băiet care a stat în comă 3 zile. Și eu m-am întrebat, ai văzut pe un înger? El zice, înger nu a văzut, dar numai drașii au văzut. Și eu întreb, cum îi? Și el îmi spune că ei fix ca oameni, numai foarte, foarte strașnici. Dar el a zis, eu m-am împăcat cu dâns, eu nu mă temem de dâns. Dar ei mă sperieu pe mine, răcneu, budăganeu, făceau niște zvucuri care, niște sunete care de care ți Așa stai pe vede loc. omul care e în comă, vede realitatea distorsionată. Oamenii din jur, membrii familiei, medicii, colegii de salon, de spital, îi vedea în mod distorsionat, îi spăreau strașnici și a crezut că-i dragi, pentru că a fost așa educat, așa a fost instruit. Dacă nu îi se spunea de dragi, avea să zic că erau niște oameni deformați. Știți, eu am avut odată o convorbire cu părintele și el mi-a zis mie că tu, Oleg, când o să mori, pe tine nimeni n-a să cânte, adică când o să te duci n-a să fie cântat de preoți și de atât că tu nu crezi, te-ai de zis de la biserică. Despre tine ziceau sau despre mine? Despre tine mi-a zis mie. Bă, Când n-a noi am atâta vorbit pagubă pe el ci știi. pierci. Sper să aibă destulă minte rudele mele să nu cheme preot la incinerarea mea, că am lăsat cuvânt să fiu ars în crematoriu. Ce să caute Da, preotul acolo? eu Să-și vreau adă să cu minte, să-și caute de liniștesc oile voastră. lui. Poftim? Nu vreau preot la arderea mea. Nu vreau să mă cânte nimeni. Da, pur și simplu așa frumos te duci cu îngropare, așa cu niște Fără doamne pe îngropare, nu. dumnezeu noi, Incinerare și cu praful faceți ce vreți. bun. Hai, dar eu îți spun că ea că cum eu cred în Domnul și eu știu că după viața asta este încă o viață, eu o să mă rog pentru tine. Bine, faci ce vrei cu timpul tău liber. Eu nu-ți chem popa, dar eu și eu popa tău vrei? Ok. Dar eu îți spun că cu adevărat mulți învățați care n-au crezut în Dumnezeu au dobândit credința asta prin moarte clinică. Tu ai citit măcar odată și eu văzut oamenii ăștia. Eu am leșinat de foarte multe ori și știu cum își revine omul și din anestezie totală și din leșin, care e un fel de moarte clinică. Deci, da, știu că mintea omului poate să facă tot felul de imagini. Și nu mă interesează ce au văzut oamenii ăștia, sunt toate fantasmagorii, sunt o grămadă de canale pe YouTube și de televizor care distribuie astfel de tâmpenii. Eu am o singură viață și nu vreau să o consum cu astfel de povești.
Prefer să am încredere în ce spun oamenii de știință, care fac experimente, observații științifice, bazate, care pot fi confirmate, verificate. În oamenii de știință am încredere și asta le urmăresc. Mă mai uit uneori la Discovery, la History Channel, la Animal Planet și tot așa. Aleg, dar cum tu ai Explorer. devenit la concluzie că Domnul nu există? E că e interesant foarte mult eu îmi dădeam întrebarea asta. Cum tu ai venit că El nu este? Treptat am avut îndoieli, am văzut că e lipsită de credibilitate credința asta, povestea aceea cu Bojica care a făcut totul într-o săptămână, într-o săptămână, 6 zile, că a 7-a zi s-a odihnit. Și după aceea, gata, n-am mai făcut nimic. Numai stă și ne urmărește să nu ne masturbăm, să nu hulim pe Domnul. Din cele 10 porunci, primele 5 să nu-ți faci chipcioplit, să nu crezi în alt Dumnezeu și tot așa. E clar, un Dumnezeu gelos, invidios, fioros. Cele mai multe crime din Biblie, dacă stai să citești, le-a făcut anume Dumnezeu. Și potopul, și omorârea nevestei lui Lot, și câte și mai câte. Bine, dar ia că eu văd că tu știi bine Biblia, E, măcar că cât am începi citit, mi-a fost destul, m-am umplut de scârbă și de... da. Dar cum totuși tu ai devenit că Domnul nu există, la ideea asta? Da, eu sunt de acord că tu ai citit Biblia, că tu nu ești de acord cu multe gândurile tale, că ceea ce e Domnul așa și așa și așa, dar cum tu ai devenit că nu există Domnul? Că dacă Eu am ajuns la concluzia că viața e atât de complicată și de sofisticată încât nu poate fi creată de cineva. înseamnă, Suntem o dacă nu. combinație de miliarde de celule care lucrează între ele și e un echilibru fragil care se poate frânge oricând. E temperatura un pic mai mare sau mai mică, un mic electroșoc sau ceva și gata, s-a dus echilibrul ăsta. Și Eu totul nu s-a sunt. demonstrat că vine din evoluție și că s-a dezvoltat în câteva miliarde de ani și se va sfârși într-o bună zi tot din motive naturale. Deci că a Vezi că creat în cineva în 6 zile totul, atât de minunat cum e acum, mi se pare o poveste primitivă, spusă în timpuri primitive. Mă mir că încă oamenii azi cu atâta știință mai cred în așa povești primitive. Dar, Oleg, tu nu știi una, că pentru Dumnezeu o zi este 1.000 de ani a noștri, pământești. Înseamnă viața asta a fost creată în 7.000 de ani, nu în o zi, cum tu spui. O zi este ca 1.000 de ani pământești la Dumnezeu. Înseamnă, după socoteală, cum o scris la biologie, în cât timp a fost creat Pământul, după molecule, și dacă ne uităm după Biblie cum la Dumnezeu socoate o zi 1.000 de ani, ieșim tot la aceeași cifră. Pur și simplu că o leacă altfel răsună. Da, păi sigur că da, biserica a încercat mereu să se adapteze și să folosească descoperirile științifice și să zică, a, păi noi tot asta am avut în vedere, sigur că da, făcut în 7 zile, întâi un bărbat și după aceea din coasta lui o femeie, nu putea să facă și o femeie sau să se mulțească bărbatul singur prin înmugurire ca ghioceii, de exemplu, trebuia să-i facă o femeie din coasta lui, săracul, că nu mai avea material din ce să facă, nu? Pe Adam l-a făcut din stuchit cu țărnă, dar pe Iava trebuia să-i o scoată din coasta ghetului Adam. Vezi că Vezi cât e Biblia de aberant? asta special a fost făcut din coasta lui Adam Eva, pentru că și trupul și osul, trupul din trup și os din os, adică Ce ca os să din os dacă și pe el l-a făcut cu stuchit și cu pământ, din țărnă l-a făcut? l-a Și făcut os din pe os. Adam Tot e făcut și după țărna și chipul. pământul celălalt și tuchitul e făcut de el, să zicem. Și Aleg, el nu el putea a să facă făcut. doi omuleți la fel, unul cu puța mare și unul cu puța mică. Ascultă-mă, el a făcut pe Adam după creatura lui și asemănarea lui Dumnezeu, dar Așa Eva a înseamnă făcut. că Dumnezeu e fix ca noi, ca un om, da? Și tu ți imaginezi că un om care, după chipul și asemănarea noastră, a făcut toate astea în 6 zile. Totul.
Numai Întâi a făcut curci lumina că și după aceea a omul făcut are soarele. Oleșca, omul are trupul, oasele și sângele. Da, Duhul nu are oase și sânge. Dar Domnul este Duh. Dar noi am fost creați ca Dumnezeu, numai în trup, cu oasele și cu sângele. Înțelegi care e diferența? Nu Dar înțeleg după care e moarte noi indiferența și devenim nu ca înțeleg de ce. Dumnezeu. Nu Dacă înțeleg am de ce trăit vrei să viața mă convingi pe frumoasă, nu mine știu să despre plătim. asta. Hai, încearcă să povestești ce o să fie după moarte în viziunea ta. Eu am Poftim? spus că noi ajungem praf de stele după moarte, indiferent dacă ardem sau ne mănâncă vermii și bacteriile. Spune ce crezi tu că vă așteaptă după moarte, pe voi credincioșii. După moarte pe noi ne așteaptă, ea ca când tu ați mori, a să vii la tine îngerașul, să spune, Oleșnica, ai? Tu ai iubit dreptate, dar n-ai crezut la Dumnezeu, avem la judecată și să vedem unde tu ați ajuns. Când ai iubit dreptate, tu ai iubit, dreptatea este asta, de la Dumnezeu, dar de recunoscut pe Domnul, tu n-ai recunoscut. Și el a să iei la judecată, și sper că să-ți dă judecată și ei care trebuie să dai. Că nu pot judeca eu pe unde să duci la rai sau la iad. Dar la lucru că numai două lucruri, locuri sunt după moarte. Raiul, altă viață veșnică și iadul, focul veșnic, unde omul termină carul. Nu știu, Dragi sunt copii, religii tot creștine care cred că există și mă purgatoriu. auzi? Există religii creștine care cred că Poftim? există și purgatoriu, nu doar rai și iad. Nu există așa ceva. Bine, ai decis tu, dar Vom... o biserică Nu catolică există de 1 miliard nici de religia. credincioși crede că există. Dar eu îți spun că nu există. În Biblie nu există așa scris că există cistirii. Și asta oamenii au compus pentru ca să fiu mai mângâieți, mai când o să moară, să mai moară liniștiți. Dar fiindcă când vine moarte, vrei tu, nu vrei, omul se teme, el are frică, mai ales dacă vine înger de cu 2 zile înainte și îi spune că trebuie muri. Și el dispus la oameni nu poate să spui că așa spune părintele, așa spune biserica. Eu n-am murit, n-am văzut ca să vii la mine îngerul să spui că eu am murit, dar așa am aflat de la preot și spun și eu ție. Citește Cartea Sfinților și acolo e scris. Oricum, Oleș, că noi trebuie să răspundem pentru ceva. Nas ne mănâncă pe noi jernii. Și mesajul meu astăzi pentru oameni, că noi trebuie să fim atenți la faptele noastre, la cuvintele noastre, oricare rău care noi facem la oameni, a să răspundem însuși noi, oricare bine care facem noi la oameni, a să primim binecuvântare tot însuși noi. Și orice zicem despre Dumnezeu, rău sau bine, tot a să răspundem. Și pentru credința, necredința noastră, ca să tot este o credință când nu creți în Domnul, tot să răspundem noi. Asta, dar La fel cum clar lucru că... chelia e o formă de frizură, da? Lipsa părului e o frizură. La fel și ateismul e o religie. Poftim? Omul care n-are păr pe cap, poți să zici că lipsa părului pe cap e o coafură, e o tunsoare, e o formă de frizură? Nu. La fel și când Eu mă omul nu gândesc crede, nu poți să că... zici că necredința lui e o religie. Eu cred că ai tu păr sau nu ai părul. Asta nu te eliberează de la răspundere în fața la Dumnezeu. Tu o să răspunzi pentru faptele, nu pentru că ai tu părul sau nu ai părul. Pentru că ești negru sau alb. Pentru că ești moldovan sau rus. Tu o să răspunzi pentru faptele care ai făcut. Imposibil să răspunzi pentru părul, este el sau nu este. Mai ales așa cum sănătatea noastră acum nu-mi permite nouă, mâncăm tot făcut din iad, nu știu cum în limba română iadul se numește, din otravă mâncăm tot venin și asta. Ea a scade nu numai părul și nasul și chelea și tot. Și apa cum are, nu se filtrează cum trebuie, asta deam o temă ecologică. Și nu avem și răspundere pentru asta.
Dar eu am vrut să-ți spun, tu permanent judici biserică, că spui că biserica așa face, că așa biserica face, că așa biserica face, dar tu n-ai acceptat un caz, că biserica, asta fiecare om este, așa scrie Biblia. Și noi nu putem să răspundem dacă un pop așa de la o biserică și strigă că el îi ține pe Dumnezeu de ureche, că anume el aici este. Tu ești biserica, Oleg, eu sunt biserica. Și oricare dreptate noastră care noi o facem, întrânsă, prin trânsă noi arătăm însuși în noi pe Dumnezeu. Ești de acord cu mine sau nu? Evident că nu, eu sunt necredincios, dar cred că mai degrabă omul l-a creat pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, pentru că omul atunci în antichitate când fura foc de la fulgere și își prăjea o bucată de carne sau un cartof ce mai găsea el pe acolo, atunci de frică și de necunoaștere a zis, bă, dar poate există unul cam ca noi așa, care le-a făcut pe toate. Și cam de atunci au rămas religiile, nu prea s-au adaptat. Deci, da, fiecare dintre noi suntem Dumnezei pentru că am putut să creăm, prin strămoșii noștri, am putut să creăm religii. Iacă așa și Biblia scrie. Așa și Biblia. Omul prin care se face evlavie, se arată sfințenia, el își arată însuși întrânsul Domnul, din motivul că el este după chipul și asemănarea Domnului. Și nu numai adică trebuie să te duci la biserică, aici la noi credință sau acolo la noi credință. Clar lucru, de acord cu Oleg, foarte multe biserici, adică toate biserici, au făcut din asta business. Au făcut ceea ce n-ar trebui să facă, au pângărit cuvântul lui Dumnezeu, au pus pe ateiști să creadă mai mult că nu există Dumnezeu și au dat mâncarea pentru oamenii care și așa nu cred în Dumnezeu, pentru a plăftura și a huli pe Domnul. De atât că acei care zic că sunt cu crucea, așa fac mai multe crime, și furturi, și pedofilie, și ucisuri, și iaca, în Ucraina, biserici ortodoxi care sunt cu Rusia, care susțin pe Kiril, au ținut în altar armele pentru a împușca pe însuși ucrainieni care veneau la biserica lor. Voi vreți să-mi spuneți mie după asta că asta e credință sfântă și dreaptă, Oleg? Sau patriarhul sfințea eșaloanele cu tancuri și avioanele și rachetele, inclusiv una de distrugere în masă care se numește Satan. Deci mă înțămân și bada proste de așa credință. Așa, apa, asta este de la diavol. Asta nu există în așa biserici nici o credință și credința numai la voi în inima voastră și numai voi însuși arătați pe Dumnezeu. Uitați de biserici pământești că ei nu aduc binele, ei nu mă aduc distrugere și boala minților la alți oameni. În privință la icoane, da, cu adevărat, au fost sfinți, au fost pecetluiți pe icoanele astea, dar n-am auzit nici pe un sfânt din acei care s-au desenat pe icoana aceea ca să învii și să spui să mă închin lui ea. Că este păruncă unde Dumnezeu clar spune. Că noi eu când eram student la facultatea de film în anii 90 la București, am găsit o biserică pe care erau afară desenate icoane și pe care l-am recunoscut pe Vasile Alexandrie, pe Alecu Rousseau, pe Eminescu și am întrebat de popă ce cu sfinții ăștia de seamănă cu Eminescu și el a zis că, da, păi m-a întrebat desenatorul de unde să-ți iau chipurile, fotografiile sfinților și el a zis, hai că-ți dau eu și nu numai Alexandrie Eminescu i-a dat, dar i-a dat și fotografia lui a preotului când era tânăr. Și acum unul dintre sfânți, Ioil, e de fapt preotul în tinerețe. Ca să-ți dai seama cât de adevărați erau sfinții cei din antichitate sau din Evul Mediu. Eu am fost la templul lui Iisus Hristos în Moscova, așa se numește, Hram Hrista Spasitele, așa biserica se numește. Și acolo
era icoană și pe icoana aceea au fost desenat Stalin, Lenin și Hitler. Poftim, pojalost. Da, au fost în trei desenați pe o singură, eu încă am văzut atunci, eu când am văzut asta, eu așa m-am mirat de cum Biserica Ortodoxă o permis să pui pe oameni care cel mai mult rău au făcut la biserici. Și am întrebat acolo pe aceste oameni care lucrau acolo, dar ei singuri ne-au spus mie că asta ei socot că a intrat satana în mitropolit și a binecuvântat ca să știe pentru Kreml. Că așa Kreml au vrut, înțelegeți cum? Bun, Oleg. Hai să încheiem discuția, că avem jumătate de oră și nu se interesează nimeni de tema noastră. Văd că numai noi doi polemizăm aici, unul credincios și altul ateu, dar cetățenii nu se interesează de viața de apoi, oamenii sunt preocupați de ziua de azi și de viața pământească. Așa că hai să-i provocăm cu teme lumești. Oleșca, eu mă gândesc că la mulți oameni o să placă tema asta, pur și simplu, cu adevărat nu trebuie să terminăm deja. Cine nu a venit, nu a venit. Oaspetele mele care am invitat eu n-au putut să vie, dar sper că duminica viitoare o să avem oaspeți la discuțiile noastre. Vă mulțumesc pe toți pentru tot și pe tine, Oleg, pentru susținerea. Dacă ai dispus, spune. Mulțumesc ție pentru inițiativă. Sper că o să le fie interesant oamenilor și măcar o să comenteze în acest grup. O să mai încercăm și săptămânile următoare, poate tot duminica, să facem microfonul liber, dar se pare că acum oamenii au toți acces la rețele sociale, să exprimă sau să informează din sursă directă și n-au nevoie de exprimare la microfonul liber, cum era altă dată, acum 20 de ani, când în parc oamenii veneau la microfonul nostru și cuvântau.